Se vede. O să facem în această tavă, unul, și o să o ungem cu unt. Și într-o tavă, ia uitați, de cozonac încăpit puțin, ca să ungem aceste tăvi. Cu un pensionaj, ia uitați. Și am să pun așa puțin unt și într-o parte și în cealaltă. Dăm deoparte și ungem. Ungem așa tăvile, doar cu unt. Bine, bine, bine. Am bine, să vă las în comentarii și alte rețete de cozonaci. Eu am peste 16 rețete de cozonaci făcute. Acum. Voi întinde așa bine. O puteți întinde și cu un sucitor, dacă doriți. Și o voi unge cu unt. Ungem cu unt. Deci e aceasta pentru cozonacul simplu. Fac pentru fiecare din noi, fiecare are o preferință și facem și simplu și umplut. La noi în familie. Așa. Și ungem așa bine. Așa, așa cum îl împăturim. Și am să mai pun și pe aici puțin mânt. Așa. Îl împăturim așa bine. Și îl pun aici, în această formă. Am mai strâng așa puțin. Și îl punem așa aici. Îl acoperim și îl lăsăm să crească. Și acum să ne preparăm umplutura pentru cozonacul nostru în tavă. Aici vom avea două foi, tot așa am să-l întind cu mânuța. Am să un cu untul rămas așa pe foaie și am să dau așa puțin. Așa. Ungem așa bine. Și acum vom pune. Mulțumesc, Mariana, o zi frumoasă și ție. Vom pune umplutura și o punem așa pe toată și o împărțim în două. Cred că se vede, nu? Așa. Amestecați așa bine. Și punem jumătate din umplutura aici. Și jumătate pe cealaltă foaie. Cine dorește poate pune și rahat, și stafide. Așa. Sper că am împărțit bine.
cum se întinde. Tindem așa peste tot. Tindem și pe cealaltă foaie. Așa. Vedeți, le-am întins și acum o să le rulăm. Și rulăm încet, încet. Se vede, nu? Așa. Am rulat pe prima. Și o rulăm și pe a doua. Acum le rulăm și le punem în tavă. Așa. Și îl punem așa aici. O să iasă un cozonac babar. Vedeți? Vedeți cum a venit așa aici în... Și celălalt îl avem așa aici, unul simplu și unul umplut.